Da, mi-am pus inima din tinerețe să caut înțelepciunea din vremea și ziua când Dumnezeu m-a chemat la el. Într-o zi de martie 1977. Da, au trecut ani. Mai sunt poate trei ani aproximativ și vor fi 50. Și am primit ceva din această înțelepciune și, cum am spus, cu altă ocazie, prima carte la care Biblia mea s-a deschis când m-am întors la Dumnezeu, când tatăl meu era în sicriu și cu, două, cu, o zi, cred că, sau două înainte de mormântare. Și oamenii stăteau acolo și făceau glume în seara de priveghi în satul natal în Copăceștii Vrancei. Și eu am luat cartea aceasta care mi s-a deschis chiar la proverbele lui Solomon și am exclamat, unde a fost această carte? Am citit o grămadă de cărți până azi în școală, în școala de învățători și n-am știut că există așa ceva. Mai târziu am aflat că un singur om din sat avea pe vremea aceea o Biblie. Era moș și un drug, 90 de ani, 90 și ceva cred că a trăit o carte din 1780, cred că traducere veche, în loc de Isus a zis, scria Isus a zis, a zisu și așa mai departe. Și comparam adesea Biblia mea cu traducere contemporană cu Biblia lui și era uimit că e aceeași carte, el așa știa și la un vrăjbit alții păstori plătiți că noi avem o altă Biblie și că noi am, am fi falsificat și era uimit când i arătam în același capitol, aceleași versete, erau la fel și în Biblia mea și în Biblia aceea veche de aproape 300 de ani. Dumnezeu să-ți dea har, caută această carte, caută special înțelepciunea care va guverna în toate veșniciile, Iisus și Mireasa vor fi plini de slava lui Dumnezeu în toate veșniciile. Iisus vine în curând să o ia pe nori, călare pe cai albi. Ea va fi într-o clipeală de ochi preschimbată, cu trupuri de slavă care nu vor mai muri, nu vor mai simți durere, boală sau moarte niciodată în toate veșnicile. Și Isus o va răpi pe nori, pe nori de oameni, și apoi vom fi totdeauna cu Domnul. Pe cine va răpi Isus, pe cei care capătă înțelepciunea lui Dumnezeu. Fără înțelepciune toate lucrurile sunt imperfecte, faptele sunt moarte. Omul devine neschimbat, an după an, ba din potrivă. dacă lumea merge din rău în mai rău. Și vedem cu ochii noștri, chiar și cei care se cred copiii lui Dumnezeu, dacă nu capătă înțelepciune, dacă nu o doresc ca pe aur, dacă nu sapă după ea ca după o comoară, dacă nu se căznesc să o apuce, să o primească, să o găsească și să nu-i mai dea drumul, sunt în același pericol de a merge din rău în mai rău și vedem oameni bătrâni, așa zis credincioși, care devin morocănoși. Triști, supărați, nemulțumiți cu soarta lor, se plâng de una și de alta, cârtitori, care n-au nicio treabă și n-au nimic de-a face cu mireasa lui Hristos, despre care aici, în proverbele lui Soromon, la sfârșitul capitolelor, în ultimul capitol, de exemplu, în capitolul 31, vorbește chiar despre mireasă și scrie așa că ea este o corabie de negoți de la versetul 10. Cine poate găsi o femeie cinstită? Și aceasta este în primul rând mireasa lui Hristos, care poate să fie o soră sau un bărbat, că toți suntem ca mireasă, nu se are în vedere genul fiecăruia. O femeie cinstită, un suflet cinstit e mai depres decât mărgăritarele. Inima bărbatului se încrede în ea, nu duce lipsă de venituri. Îi face bine și nu rău. Cum este cu tine? Ești tu măduvă în, pentru bărbatul tău, ca el să poată, într-adevăr, să iasă la porți, să simtă biserica, adunarea vie, că într-adevăr, are un ajutor potrivit acasă la el, care îi spune ce trebuie spus, care nu se împotrivește adevărului, care nu-i o streașnă, care picură într-una gâlcevitoare. Ești tu cu toată inima pentru a trăi această viață, tu, soră, și tu, frate, ești tu cu toată inima ca să faci bine și nu rău și din când în când să mustri și să îndemni soția ta, dacă are nevoie de aceasta, căci mustrările dovedesc credincioșia unui prieten, rănile făcute de el dovedesc credincioșia lui și ele duc la tămăduirea sufletului, de aceea și copiii noștri și tinerii și nevestele și fiecare din noi avem nevoie de îndemnuri din când în când, de a fi puși la punct și să nu ne supărăm din asta, pentru că mustrarea și pedeapsa sunt calea vieții. Așa scrie și în proverbe. Gândește-te, aici sunt multe lucruri slăvite. Versetul 14 e o corabie de negoți, de departe își aduce pâinea. oh, gândește-te! Aceasta înseamnă mireasa care aduce pâine pentru flămânzi și chiar dacă cineva o trezește la miez de noapte, se scoală și dă pâine prietenului când are musafir și apă ca să-și cumpere pâinea. Și este bună cu toți oamenii și cu toți cerșetorii, și nu mustră pe cel în putere și pe cel necăjit și bolnav care cerșește, ci îi dă ceva și îi dă un sfat bun și o binecuvântare împreună cu banii sau pâinea pe care o dă lui. Gândește-te! Ea se scoală când încă e noapte, cum este cu trezirea ta dimineață. Nu e așa că e cam greu să te trezești când încă e noapte și totuși copiii dorm mai mult, tinerii câteodată dorm prea mult. Dar tu dacă ești un ales al lui Dumnezeu, te trezești mai dimineață de azi înainte. De ce? Să ai timp să citești, să cercetezi scripturile în care ai viață veșnică să te hrănești, să primești vitamine cerești pentru omul dinăuntru, pentru că tu ai un om ascuns al inimii. Care are mare preț în ochii lui Dumnezeu. Și dacă tu primești un duh blând și liniștit prin cercetarea scripturilor, prin umblare în lumină, lepădare de sine, luarea crucii și urmarea lui Hristos în fiecare zi, tu devii un fiu al luminii, al păcii, al înțelepciunii. De aceea, în Proverbe scrie și lucrul acesta. Și Isus a spus lucrul acesta tot ca un proverb, totuși înțelepciunea va fi găsită dreaptă de toți copiii ei. O, slăvit să fie Dumnezeu, dă hrană casei sale, împarte lucru de peste zi zlușnicelor sale. Da, ce bine este să o ai așa și să-ți faci treaba ta cu credincioșie, fără să te amesteci în treaba altora, fără să judeci, dar să îndemni și să mustri în dragoste asta, da. Se gândește la un ogor, îl cumpără, își încinge mijlocul cu putere, își oțelește brațele, vede că munca îi merge bine, lumina ei nu se stinge noaptea, auzi numai ce face ea noaptea, deschide scriptura, ascultă, ascultă vorbirile înțelepților, citește în scrierile celor sfinți, își îmbogățește viața și mintea cu lumină cerească, vede că munca îi merge bine, Ia pune mâna pe furcă, degetele ei țin fusul, își întinde mâna către cel nenorocit, își întinde brațul către cel lipsit. O, nu lăsa, nu da uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu îi plac roade ca acestea, scrie și în Noul Testament, cred că Iacov. Nu se teme de zăpadă pentru casa ei, căci toată casa e îmbrăcată cu cărmiziu. Gândește-te, este învelită, este... Bine depostit are lemne de focle, adună vara, nu iarna când dă frigul și zăpada. Cum este scris, înțeleptul și face sanie vara și căruță iarna. Da, ea este prevăzătoare și din timp adună și strânge și nu risipește. Are haine de insubțire și purpură, gândește-te, în Apocalipsa iarăși scrie ceva minunat, zice... Mireasa, soția mirelui, s-a pregătit și s-a dat să se îmbrace cu haine de insubțire, alb, fin, strălucitor și curat. Și acestea cu care se va îmbrăca ea în toată veșnicia sunt faptele ei neprihănite, ale sfinților, faptele neprihănite, nu ale altor sfinți, faptele ei neprihănite. Cu asta ne vom îmbrăca noi în toată veșnicia. Nu e drept ca să ne îmbrăcăm cu hainele altor sfinți, nu ni s-ar potrivi. Noi trebuie să avem și noi hainele sufletului nostru, hainele scrie într-un loc să fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească sau ungerea Duhului. Ungerea în tot ce faci să nu-ți lipsească de pe capul tău. Bărbatul e bine văzut la porți, când șade cu bătrânii țării, face cămăși, le vinde, dă cingători negustorului, îmbrăcată cu tărie și slavă și râde de ziua de mâine. Ai auzit o așa ceva? Asta e mireasa lui Hristos. Se aude una și alta, conspirații și o grămadă, unii vor să pună și pe grupul, grupurile noastre aceste lucruri, de multe ori le șterg, le dau la o parte. Nu ne ajută cu nimic toate aceste prorocii, că o să fie așa, că o să fie așa, un control total. Pe mine nu mă sperie controlul total. Gândește-te. Dacă viața noastră e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu și noi suntem în mâna lui. Isus a zis: nimeni nu vă va smulge din mâna Tatălui și el e mai mare ca toți. Ce-ți poate ție face Soros și guvernul mondial și toți acești demenți care cred că conduc lumea? Și Dumnezeu nu lasă un fir de păr să cadă de pe capul nostru, fără știrea lui și nicio vrabie nu cade fără ca el să cunoască și să îngăduie aceasta. Chiar dacă a mâncat-o un uli sau o pisică sau a călcat-o o mașină. Ce să spunem de noi, zice Isus? voi sunteți mai de preț decât multe vrăbi. îmbrăcată cu tărie și slavă, ce? Ce viață este aceasta? La ce suntem noi chemați față de, toți acești plângăcioși care toată ziua vin acum duminica în adunări cu roaba de păcate, mai iartă-ne, Doamne, mai primește jertfa buzelor noastre, că iar am păcătuit, mai iartă-ne, Doamne, ce departe sunt aceștia de mireasă, ea îmbrăcată cu tărie și slavă, zice Petru, Dumnezeul oricărui har, după ce veți suferi puțină vreme, E o vreme de început, de pruncie, când mai cădem, când nu ni se reușește, când omul cel vechi din nou își face apariția, când firea iar și arată colții. O vreme de început, Ioan, 1 Ioan 2 cu 1, copilașilor, dacă cineva a păcătuit, avem la tatăl un mijlocitor, dar el le scrie acolo, vă scriu ca voi să nu mai păcătuiți. Și în 1 Corinteni 15, 34, veniți-vă în fire cum se cuvine, treziți-vă la seriozitate și nu păcătuiți, că sunt între voi unii și azi, de fapt, adunările întregi care nu cunosc pe Dumnezeu. Și deci Dumnezeu e neprihănit și copiii lui devin ca el, neprihăniți, drepți. Și Petru spune mai departe, după ce veți suferi puțină vreme, ce? Cuiele răstignirii. Un cui să treacă și prin limbă, cei ce aparțin lui Hristos își răstignesc firea asta. Nu mai vin cu scuze, frate, firea asta. Nu, nu-i mai dăm nicio coajă de pâine de mâncare. Și după ce am răstignit firea, am dezbrăcat omul cel vechi, gândirea veche care se ducea în păcat conștient. Am lepădat-o, am aruncat-o de la noi. Apoi, zice în romani, cred că în capitolul 8, dacă trăiți după îndemnurile firii, veți muri. Dar dacă prin Duhul omorâți, faptele trupului voi veți trăi. Asta nu face decât mireasa, nu toți păcăiții păcătoși. Cei mai mulți sunt așa, când erau în lume, erau păcătoși, nepocăiți. Când au venit la pocăință, sunt păcătoși, pocăiți. Nu scrie asta aici. Citește în toate epistolele și în tot Noul Testament. Nu scrie asta. Noi trebuie să rămânem păcătoși toată viața. A fi păcătos înseamnă a face păcat. Noi avem păcat, dar să nu facem păcat, pentru că cine păcătuiește e de la diavolul. El păcătuiește de la început. Să-ți dea Dumnezeu lumină, să pătrunzi aceste taine. Dacă tu ești mireasă, vei înțelege. Dacă nu ești mireasă, vei arunca cu pietre și pietrele într-o zi se întorc împotriva ta. Ea deschide gura cu înțelepciune, ascultă cum se încheie proverbele și învățături plăcutei sunt pe limbă. Veghează asupra celor care se petrec în casa ei nu mănâncă pâinea lenevirii, fii ei se scoală și o numesc fericită. Asculți numai, Fii copiii din adunare, tinerii, când văd o astfel de mamă, când văd un astfel de tată, se scoală și îl numesc fericit, fericită. Cei mai fericiți oameni pe pământ au fost apostolii, sfinții, cel mai bucuros și fericit, uns cu un delemnul bucuriei mai presus ca toți a fost Isus Hristos, fiul omului, pentru că el a urât nelegiuirea și a iubit neprihănirea. Acestea amândouă aparțin la oaltă ca fețele unei monede. Degeaba te la tu că iubești neprihănirea, că îl iubești pe Dumnezeu dacă nu urăști păcatul sub toate ramificațiile lui. Și nu urăști a mai păcătui la colțuri și când nu te vede nimeni și dai voie limbii să păcătuiască, dai voie ochilor tăi, deși eu spune că n-am dat voie limbii, am făcut un legământ și cu ochii, să nu mă uit la o fecioară, să nu o poftesc. Ce om a fost Iov, ce oameni au fost sfinții lui Dumnezeu, dar ei vor fi doar prietenii mirelui, invitați de onoare. Noi, Enoch, e, Iov și toți, Iosif și Avram și Isaac și Iacov și așa mai departe și profeții. Evrei, capitolul 11, toți vor fi invitați de onoare și eu am botezătorul. El nu este mireasă, dar e prietenul mirelui, zice, și prietenul mirelui se bucură când vede mirele și are bucurie să fie la masă și împreună. De aceea în Apocalipsă mai este o taină acolo și vreau aici să închei totuși cu 29... Spune așa, multe fete au o purtare cinstită, acestea sfecioarele, cele zece, dar tu le întreci pe toate. Mireasa le întrece pe toate. Ea e plină de strălucire în interior. Socrate a avut această dorință și acest strigăt și tânjet la Dumnezeu. Doamne, fămă frumos în interior. Să-ți dea Dumnezeu har să înțelegi aceasta. Pentru că în Apocalipsa, spre sfârșitul Bibliei, vei găsi scris în penultima pagină, cred. Zice așa, Mireasa s-a pregătit, ea va sta cu mirele în capul mesei, în veșnicie, vor fi acolo zeci de mii și mii de mii. Și așa și acolo zice, ferice și de cei chemați la ospățul nunții mielului, aceștia sunt prietenii mirelui. Dar cei mai fericiți de acolo vor fi mirele și mireasa lui. Caută înțelepciunea, prin această înțelepciune, din proverbe, din tot cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce Duhul îți descoperă ca hrană pentru viața ta. Prin această înțelepciune tu vei face faptele neprihănite înaintea lui Dumnezeu, nu înaintea oamenilor și nu vei rămâne același om posac, amărât, cârtitor nemulțumit cu soarta, cu bărbatul, cu nevasta și cu salariul și cu șeful și cu vecinii și cu adunarea și cu toate și cu primul ministru și cu poliția și cu președintele și cu așa așa mai departe. Nu, ci vei deveni un om mulțumit cu toate, cronic mulțumit. Ai auzit de asta? Da, în general pot să mulțumesc lui Dumnezeu și eu sunt din toată inima mulțumitor și mulțumit cu toate. Dar încă poate nu a devenit cronic și la asta lucrez. Și de aceea am împărtășit cu tine aceste gânduri în ziua aceasta, de duminică, de februarie, care seamănă cu martie 2024. Să-ți dea Dumnezeu har să dobândești înțelepciunea și o viață slăvită cu Mântuitorul. Și cu sfinții care în curând vor fi răpiți foarte puțin, cei mai mulți rămân jos, care cred și zic maranata, să te ajute Dumnezeu să nu fii printre aceia. Amin.